Elena Murariu și Sorin Romanescu i-au încântat pe cei prezenți cu piese standard din repertoriul de jazz, dar și cu piese din folclorul balcanilor. S-a transpus din dorința de a exprima toate aceste valori frumoase care pe mine mă reprezintă și cu care mă simt cel mai comod să le exprim prin cântec. Și am vrut să le aduc și în jazz. Spectacolul, ce a prins contur în urma colaborării dintre cei doi artiști, a fost prezentat publicului târg mureșean. Indiferent de repertoriul pe care l-am abordat, fie că este standard din repertoriul de jazz, fie că sunt piese din alte genuri muzicale, inclusiv folclor, toate acestea au același lucru comun și anume improvizația. Nu putem să renunțăm la tratamentul ăsta. Iubitorii muzicii jazz vor avea parte de un nou concert de Valentine's Day oferit de Ana Maria Galea, sâmbătă la ora 20. Voi avea un proiect alături de pianistul Daniel Cico și de chitaristul Kishloyos. Este un proiect pe care nu l-am cântat în Târgu Mureș, se numește Gypsy Jazz and Tangos și e făcut din piese foarte cunoscute din cele trei arii muzicale. Mai multe informații găsiți pe pagina de Facebook a evenimentului.